misiunea noastră a existenței planetare nu este să ascundem, ci să determinăm dinăuntru nostru ceea ce este adevărul nostru, că sunt acum așa sau că sunt altfel, voi zice și mă voi exprima. Nu-ți place de mine? N-ai decât. Verificați, seara asta, mâine, care sunt lucrurile care vă distrag cel mai mult de la voi înșivă, de la ceea ce vi se întâmplă în viața. Că vrei să te folosești de mintea ta, e nevoie să-i dai ordine, să o pui să muncească în folosul tău. Așa, pentru a fi un pic mai jmecher, voi, noi cu toții, să învățăm să furăm din ceea ce știu alții, ca să putem practica și noi. Oamenii care nu învață să spună întrebarea, dar nu vreau să o deranjez, nu vreau să-l spun e târziu sau e prea dimineață, să nu cumva să zică ceva. Nu, tată, sună-l. Vrei să afli ceva de la un om, pune mâna și sună, pune mâna și caută, pentru că mâine depinde de acțiunile mele de acum. Și poi mâine va depinde de acțiunile mele de mâine. Așadar, tot ce pot eu schimba este aici. Acum. Atât. Oamenii se pot vindeca prin putere mentală și noi știm și putem verifica. Când avem o durere, noi trimitem semnale electrice către creier și acestea fac durerea să persiste. Psihismul omului este afectat de trecutul omului. Omul rămâne în trecut pentru că mintea lui a trăit un sentiment puternic acum 10 ani și acum își reamintește pentru că o situație din față este asemănătoare. Și vine omul și iarăși se supără sau se irită sau se enervează pe ceva care lui se pare că poate să îi deformeze starea și să fie cum a fost în trecut. Și se sperie. Senzația din nod în gât dispare când vrei să-ți pregătești viitorul. Ori vrei să lași lucrurile din trecut să te apese acum, ori stai cu mintea direcționată spre un scop, spre un lucru, spre o experiență sau rezultat. Trecutul cauzează probleme, problemele strică momentul. Un moment stricat e o viață pierdută. Sau când ai o situație grea de viață și îți este, știi că ai nevoie de o soluție să ieși de acolo din problema aia, observă dacă produci teamă atunci ai de muncă cu mintea ta. Dacă ai direct soluții și muncești ca să cauți soluții, înseamnă că mintea ta este la un nivel superior și felicitări pentru asta. Fiecare om, când lasă o zi, două, trei, telefonul deoparte, asta verificați voi, are o șansă mai mare de a trăi mai bine. Ca să terminăm ceea ce începem, o luăm cu pași mici și când facem un lucru, căutăm să-l ducem la capăt. Oricât de mic ar fi, chiar dacă durează 10 secunde, am o idee, eu vorbesc cu tine, e nevoie să duc fraza până la capăt și să pun punct. Atunci, formele cele mai frumoase de evoluție sunt atunci când omul află un lucru sau o cunoaștere, o înțelegere, o informație și o pune în practică.